Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce se întâmplă între voi și persoanele de interes în perioada imediat apropiată. Aș dori să vă anunț faptul că această etalare este una colectivă. Dacă doriți etalare personale, găsiți toate detaliile în descriere. Dacă există printre voi persoanele care vor să facă pe moraliștii pe aici, nu prea este cazul pentru că nu prea funcționează tehnicile voastre, să zic așa, pentru mine. Deci dacă vreți, nu știu, să vă speriați, că vezi, Doamne, ce păcate, ce chestii, ce tot felul de chestii, eu n-am venit să vă predic eu vouă că țineți cu Dumnezeu și după începeți să judecați în ultimul hal și să insultați și tot felul, așa că am să vă rog să vă mișcați posterioarele de pe canalul meu, pentru că nimeni nu vă obligă, nimeni nu vă ține să vă uitați la aceste etalări. Cei care sunt interesați de etalări și chiar apreciază tarotul și consideră că rezonează cu etalările mele, atunci da, desigur, pot urmări în continuare. Dar dacă se găsesc astfel de persoane care vor doar să facă pe deșteptele și doar să pretindă, vai, vezi, Doamne, cât de deștepți sunt, dar nu-și sesizează propriile greșeli gramaticale, eu nu stau să vă corectez pe voi, nu mă interesează să vă demonstrez cât de penibili sunteți câte unii care vreți să faceți pe deștepții. Eu îmi asum cine sunt, am defectele mele, am calitățile mele, asta sunt eu. Că vă convine sau nu, e cu tot o altă problemă, nu-i problema mea. Așa. Bun, să începem. Ce se întâmplă între voi și persoana voastră de interes în perioada imediat apropiată. Apropo, pentru persoanele care chiar au senzația că dacă trimit SMS-uri mă intimidează într-un fel sau altul, apropo, ceea ce se numește voi, se numește hărțuire, se poate vedea ce se întâmplă cu situația asta pe plan legal. Dar dacă vreți să insistați, nu-i problema mea. Am suficient timp să vă și răspund pe cale legală, dacă e cazul. Ok. Să vedem. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. În primul și în primul rând, aici văd o conexiune care este relativ stabilă. Singura problemă dintre voi și persoana voastră este că nu prea reușiți să vă... Nu e vorba că a vă implicat, dar nu prea știți să vizualizați eventual ce o să se întâmple cu această relație. Este ca și cum fiecare își asumă că această relație, din diferite motive, se va încheia. Sincer, pe voi vă văd un pic mai apatici, pe voi vă văd într-o energie de tipul, oricum, n-are sens să mai încerc, n-are sens să mă mai implic, conexiunea nu o văd să fie terminată. Dar și voi și persoana voastră vă așteptați să se încheie. Conexiunea asta mai poate dura, dar este nevoie să vă dați un pic de spațiu. Persoana voastră este mai anxioasă decât voi, la cum aș vedea lucrurile aici, și voi sunteți doar mai apatici. Eu aș zice că aici nu este cazul să spuneți deja că s-a încheiat sau că se încheie sau că nu duce în nicio direcție bună, pentru că, din contră, se poate salva această conexiune. Dar este cazul ca voi să încercați să nu vă mai asumați că lucrurile se întâmplă de la sine și să începeți să lucrați amândoi pe această conexiune. Sincer, sentimente aș vedea că sunt, doar nu cred că sunt exprimate în cel mai bun mod cu putință. Cred că aici voi pur și simplu vreți să primiți iubire, vreți să primiți atenție, dar doar în modul în care percepeți voi că ar fi ok. Nu neapărat vedeți faptul că persoana voastră se străduiește să facă eforturi spre voi. Dacă vouă vi se pare că persoana asta nu neapărat face eforturi, ar trebui să preluați inițiativa. De ce? Pentru că această persoană poate suferi de anxietate foarte severă și atunci... nu e că nu ar vrea să continue această conexiune, vrea, dar nu știe cum să se raporteze la voi, iar voi nu-i dați niciun fel de indiciu în legătură cu asta și atunci lucrurile se complică fără să fie cazul să se complice, înțelegeți?
Cu pajul de bâte, aș vrea să spun faptul că aici vor exista comunicări între voi, există potențialul pentru un nou început, dar depinde de voi cum alegeți să inițiați acest nou început. Cu șasele de pentagrame, sincer, aici cred că este foarte probabil, foarte posibil ca voi să realizați cu această persoană un schimb egal de energie, un schimb normal de energie, să fie o oarecare echivalență între ce oferiți și ceea ce primiți. Și atâta doar că acest lucru va trebui inițiat de voi, nu de persoana voastră, dar în contextul în care voi inițiați acest lucru, văd că persoana voastră va răspunde pozitiv și mai degrabă stă de domeniul temerilor și ale voastre și ale persoanei că va fi vorba de acel refuz, dar cineva trebuie să facă pasul spre celălalt, pentru că nu mi se pare că este momentul ca această conexiune să se încheie, nu mi se pare că este momentul ca această conexiune să se finalizeze și voi puteți să mai experimentați atât de multe momente frumoase împreună. Cu doi de bâte, este foarte important să decideți voi foarte clar ce vreți, pentru că până la urmă ține de voi dacă mai vreți să explorați această conexiune sau nu, pentru că persoana voastră este un pic blocată din cauza gândurilor în acest moment. Cu steaua și cu trei de pentagrame, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există posibil acel viitor de relație stabilă pe care voi l-ați așteptat cu această persoană, pe care voi îl doriți, o avansare în relație se poate întâmpla, dar trebuie să acceptați să luați partea practică, pentru că în trecut voi ați abordat toată această posibilitate mai degrabă dintr-un spațiu al fanteziei, al dorinței și nici de cum nu au fost neapărat făcuți pași practici în vederea acestui lucru. Cu îndrăgostiții ca obstacol, eu aș zice că ar fi bine să nu priviți, cum să zic, potențialul de a exista concurență în jurul persoanei voastre ca fiind un motiv pentru care voi trebuie să renunțați la această conexiune. Eu aici zice că compatibilitatea voastră, inclusiv la nivel sexual, este foarte mare și atunci asta vă va ajuta foarte mult să mențineți această conexiune, indiferent de circumstanțele în care vă regăsiți cu persoana asta, pentru că doiul de bâte de regulă este și o carte care reprezintă distanța, dar nu pentru mulți dintre voi. De ce? Pentru că nu este întărită nici de faeton, nici de 6 de spade, nici de 8 de cupe, nu am nimic de această natură. Așadar, poate să fie o distanță, dar poate să fie, de exemplu, de o distanță de un oraș două sau oriceva nu foarte mare. Nu prea am energie de distanță asta, mai degrabă pentru persoane care cumva sunt relativ aproape unele de celelalte, dar în loc să se focuseze pe motivele pentru care această relație poate continua, alege să vă focusați pe ceea ce este negativ și automat. Amândoi făcând asta, nu prea văd pe nimeni să depună efortul în relație și automat lucrurile tind să se înrăutățească doar pe fondul faptului că voi nu comunicați suficient, că nu depuneți efort suficient, nimeni nu face niciun pas aici și doar așteptați să vedeți ce se întâmplă. Dar amândoi sunteți într-o energie destul de pasivă. Asta este singura problemă aici și de asta zic aici, recomandarea voastră este ca voi să preluați inițiativa, veți avea un fel de intuiție, idee, impuls în momentul în care să faceți acel pas, este bine să vă ascultați această intuiție pentru că vă ghidează bine. Bun. Doar pentru că intuiția vă ghidează bine, asta nu înseamnă întotdeauna că rezultatul este cel așteptat. Pentru unii dintre voi poate să fie, de exemplu, că simțiți impulsul să-i dați mesajul celelalte persoane, persoana îl primește, ori că nu răspunde pe moment, ori că evită, ori că vă blochează de pe un cont, dar după vă contactează de pe celălalt. Ideea este că noi aici ne focusăm pe rezultat pe termen lung, nu ne focusăm pe cum răspunde în secunda aceea, da? Deci am să vă rog să țineți cont de aceste lucruri în momentul în care urmăriți ghidările, pentru că este foarte important să ne dăm seama că ceea ce percepem noi că ar fi bun pe termen scurt, nu e atât de bun pe termen lung, ce considerăm noi că ar fi rău pe termen scurt, n-ar fi chiar atât de rău pe termen lung, numai că trebuie să vedem toate lucrurile astea dintr-o perspectivă un pic mai largă și să nu rămânem fixați pe cum considerăm noi că ar trebui să se aplice anumite lucruri. Mai ales în ceea ce privește detaliile, este foarte important să le priviți în general cu o minte deschisă și să acceptați în sine mesajul, nu felul în care puteți avea uneori tendința de a asocia anumite lucruri. Ok. Pentru că mesajul poate să rezoneze cu voi, dar, de exemplu, nu neapărat cu persoana pentru care v-ați uitat, mai ales la aceste etalări colective, mesajele pot rezona, dar să fie, de fapt, altă persoană față de cea de care vă gândiți voi. Nu
nu rămâneți ancorați pe ce nu a mers prost. Ce a mers prost. Nu vă ancorați pe ce ar fi trebuit să meargă bine și nu a mers. Ancorați-vă pe ceea ce puteți face, pe ceea ce puteți aduce în această conexiune. Aduceți o energie foarte prosperă și foarte fertilă în această conexiune, deci este bine să profitați la maximul de asta și să îmbunătățiți conexiunea. Chiar dacă de partea voastră am energia morții, este ca și cum voi puneți un sfârșit efectiv acestei perioade în care voi nu știți clar ce vreți să faceți cu această conexiune și așteptați doar ca partenerul să vă dea semne și efectiv aici vă luați soarta în propriile mâini și alegeți să salvați această conexiune. Și sincer, cu pajul de bâte ca fiind ultima carte, deci rezultatul nostru în această situație, sincer, cred că veți și reuși. Doar este bine să aveți răbdare și să nu vă judecați prea aspru pentru reacțiile persoanei voastre, pentru că uneori reacțiile nu au neapărat ceva de a face atât de personal cu voi, poate să fie pur și simplu un moment nepotrivit sau persoana să fie furioasă din alte motive și atunci persoana poate să reacționeze asupra voastră. De asta nu e neapărat drăguț, dar ulterior își dă seama și revine cu contact. Dar de asta zic, asta este energia pe care am avut-o pentru voi. Sper că vă este utilă etalarea și să ne revedem cât mai curând. La revedere!